Este în legătură directă cu noi domnul Ionuț Rusu, viceprimar al orașului Constanța, mulțumindu-le viceprimar pentru intervenția la România Inteligentă. Ne auziți? Bună ziua, vă mulțumesc mult de tot pentru invitație. Vă aud perfect. Spuneți-ne când se inaugurează această sală, când aveți termen. Sala polivalentă, din nefericire, nu este sub controlul acestei administrații conduse de primarul Virgil Chițac, ci este în subordinea CNI-ului, Companiei Naționale de Investiții, și acolo nu avem noi controlul. Noi ne dorim să avem aceste lucrări terminate cât mai repede, sperăm la sfârșitul anului, dar acolo va trebui să se ia o decizie la nivel guvernamental, astfel încât fondurile alocate să fie suficiente și, bineînțeles, în timp util. Ca de fiecare dată, întrebarea este de ce așa târziu, pentru că e limpede, era nevoie, nu numai pentru sportul din Constanța și pentru cei care iubesc sportul în Constanța, ci și pentru celelalte activități culturale despre care am auzit că vor putea fi găzduite în acest spațiu, să existe mai de mult această sală. De ce așa târziu? Păi această sală a început proiectarea și construirea ei în mandatul trecut. Din păcate n-au fost constructorii pe care toată lumea și dorește în această țară să se miște exact așa cum vor constanțenii. Iar problemele, bineînțeles, problemele de fonduri ne țin în loc. Pe de altă parte, pentru că noi nu doar în infrastructură credem și anul trecut am investit pentru sportul constanțean peste 10 milioane de euro, noi vrem să formăm copiii, pentru că peste 87% din cei care activează în cadrul clubului sportiv municipal sunt copii și peste 90% sunt constanțeni, pentru că noi constanțenii avem o genă a sportului și performanța în Constanța este la ea acasă. Și atunci, până când vom avea această sală polivalentă, ne antrenăm și investim în sălile de sport din școlile constanțene, unde, așa cum se vede și cum s-a văzut în acest an competițional, am avut performanțe extraordinare numai după 2 ani de înființare. Așa cum a spus și în reportajul pe care l-am auzit cu toții, suntem campioni la handbal masculin, basket feminin, în primii 5, la basket feminin, în primii 5 la basket masculin, bineînțeles handbalul, care este la fel pe cotele cele mai înalte, pentru că investim în oameni, investim în tineret, asta vreau să scot în evidență, astfel încât în sfârșit în Constanța sportivii să rămână, să nu-și mai caute cluburi în alte orașe. Noi ne dorim să facem un hub sportiv în Constanța și cei care au făcut performanță, care s-au format în Constanța, să se întoarcă înapoi și să formeze alți sportivi, astfel încât să dăm la naționale și targetul principal să fie naționala. Domnule viceprimar, de ce anume mai este nevoie ca această sală să fie inaugurată la finalul acestui an? De bani, stimată doamnă, și de voință din toate punctele de vedere. Noi, administrația, am făcut tot ce a ținut de noi, de infrastructură, de pregătirea terenului, de pregătirea conectării acestei săli polivalente cu restul orașului. Mai mult decât atât, am dezvoltat puzul astfel încât să refacem tot ce înseamnă infrastructura rutieră, pentru că acolo va fi un aflux extraordinar de mare de cei care vor. Asta e foarte important, că ați pregătit întreaga zonă, nu doar spațiul acela. Aveți însă ministru din același partid, da, cu primarul, nu zicem acum care. Aveți guvernul format din partidul pe care reprezintă și conducerea primăriei, așa că ar fi trebuit să fie toate șansele să știți că în Constanța sunt șanse mai mult decât reale și am să vă și spun de ce. Foarte scurt, primele obiective care s-au întâmplat, foarte scurt, stadionul Gheorghe Hagi, care a fost semnat, ne apucăm de el, o investiție extraordinar de mare pentru sportul constanțean în general și pentru emblema Constanței, și să nu uităm de cazinoul Constanța, sunt obiective majore ale Companiei Naționale de Investiții. Să uităm de cazinoul Constanța, care o epopee atât de lungă încât mai bine nu-l amintim aici la reușite, pentru că a fost un chin îngrozitor și o rușine pentru toate guvernările care s-au succedat. Se concretizează, exact, acesta. Mulțumim, domnule viceprimar Rusu, succes mai departe. Acum, uite, ne-au salutat și pescărușii. Ne-au salutat și pescărușii, ca să știm de unde e legătura specială.